eu încep să mă enervez și mă gândesc spre din administrație. Mie asta îmi pare mult mai acceptabil că nu omul rabdă până la ultima minută. Și eu nu știu de ce, dar folosesc chiar exemplul Mircea, eu poate nu era foarte activ, poate nu era, dar nu știu cum el a plecat și că nimeni nu m-a înțeles și un pic, pentru mine a fost asta ca... El până atunci nu spunea de lucrul ăsta. Doar surprinzător a fost. Un pic, știi, noi și ne învățăm să ne exprimăm liber, dar între noi... Jucăm teatru, ce era el, Superman, spune că zici, nu mai pot, nu mai vreau. Peste un an poate omul să răzgândește, noi trebuie să fim și mai indulgenți cu noi. Noi ce învățăm? Învățăm și învățăm, cred că, și toți. Eu am prins aspectul ăsta din discursul tău, că administrația nu trebuie neapărat să facă ceva, dar să anunțe atunci când nu poate, nu peste multe zile să zică, dar eu cred, într-un fel, eu n-am știut ce să fac sau ceva de genul. Asta este. Eu tot când, acum nu mi-am tăiesc când am ajuns în consiliu, eu îmi luam după, dar cum la voi să face, dar cum? Și te trezește un fel de, știi, ca metoda asta de învățare a notat, te aruncă în apă și ești învață. Asta e și în multe organizații, numai la noi, dar șarmul Hyde Park-ului, cum îl văd eu, este într-adevăr chiar și neformalitatea asta adusă până la, știți, dacă trebuie schimbăm statutul. Dacă trebuie facem loterii. Da, dacă trebuie de improvizare, un fel de jazz, știi? Da, ia că și-a fost 10 ani urmă, dar asta deja numai voie să țineți minte, că noi acolo n-am fost. Și pe aia o să mergem înainte, da? Exact. Dacă trebuie să suntem de liberă exprimare, dă-o leac ne băgăm politic, noi mă-o leac poate n-o să observe nimeni. Mie nu-mi se pare un tango așa, și e ok și un pas înainte și doi înapoi. Eu, de exemplu, cândva propusesem și asta, nu știu cum m-a mers, eram toți ocupați. Eu propuneam să ne întâlnim mai des, de exemplu, o dată în 3 luni, cumva. Nu pentru a rezolva probleme, dar anume că oamenii comunică bine între dânsi și atunci nu apar probleme neașteptate. Cumva să colectivul să-i mai... să te cunoști mai bine, mai puțină supărare, ca, de exemplu... Și altfel când spune față în față și altceva când spune pe Facebook, pentru că... Să fii mai des împreună. Dar așa, de exemplu, eu pe Dima foarte puțin nu știu, atunci la NATO n-am putut să vin, că era taică meu la spital. Dar e foarte greu să comunici cu omul că îl știi puțin. Și asta e un adevăr, asta nu înseamnă că cineva e rău. Poate să rezolvași niște probleme, că toți știu. Știu la sigur, cum îi spun copiilor mei, că e foarte ușor să te superi, e foarte ușor sau să te cerți, dar să te împaci. Aici țăreți, inteligența, să găsești un punct, un numitor comun. Eu nu vorbesc și matematic, coleg. Anatol Hristea vrea să vorbească. Asta. Să propune el. Nu, el are nici propuneri, dar o să le citesc amuși.